Ciao, îmi place să mănânc aici. Azi mi-am comandat de la Biggy's. Mi-a dat și meniul zilei pe săptămâna viitoare. Ok, hai să vedem. Deci mi-am luat așa un souvlaki mic cu 12 lei și un meniu Biggy's 3 cu 15 lei. Ala Biggy's 3 cu ceafă de porc, cartofi, sos, tzatziki și o doză de cola. Bun, hai să vedem ce avem aici. Totul a fost în total 27 de lei. Nu văd doza de colă. Da, deci nici nu mă așteptam, de-aia am și luat meniul ăsta, că știam că nu o să-mi pună ceva 100%. Deci, nu este doză de cola. M-a pus pita. Deci, numai un pic să văd, deci meniul 3. Da, așa sunt. Deci, mi-am luat așa. Nu știu dacă se vede pe ăsta. Meniul Biggy's 3, 15 lei. Și vreau să vă arăt meniul Biggy's 3 aici. Sper că se vede. Cartofi milanezi, ceafă de porc, sos tzatziki plus Coca-Cola la doză. Da, deci cola din parte. Hai să vedem. Ok, cam așa arată. Și cam așa arată meniul la 15 lei. Nu. Deci, faza e că deci mă așteptam să-mi trimită cola, dar nu se trimite Coca-Cola, îți trimite Kaufland cola. Ok, hai să începem cu suflachii. Aici se vede că nu mai e nimic. Ok, să vedem cum arată suflachii. De-aia mi-am și luat Coca-Cola. Mă așteptam să-mi trimită Kaufland Cola. Mă așteptam să nu-mi trimită nici asta. Sosul de tzatziki, dar văd că l-a trimis. Deci așa arată suflachiul. Arată ok. Hai să-l și gustăm. Nu. Hai să venim. Hai să și gust. Tot timpul am miros pâinea asta, că am prins odată, mi-a trimis pâine mucegăită, apoi. Deci așa e Biggy's. No, deci ce să zic, mâncarea o puteți mânca, însă aveți mare grijă la Biggy's, eventual ziceți-le la telefon să nu uite să vă pună sucul, sosul, pâinea sau tacâmurile, orice altceva, fiindcă uită la greu. În rest, mâncarea e ok, alunecă pe gât în jos. No, acum vedeți cum e. Și ne auzim data viitoare.